Descoperire istorică în inima capitalei, prima biserică din Chișinău, dar și fostul muzeu bisericesc, unde anterior a locuit mitropolitul Gavril Bănulescu Bodone, a fost scos la lumină de o echipă de arheologi condusă de istoricul Sergiu Musteață. Până acum câteva luni, lângă Teatrul Național Eugen Ionescu de pe Bulevardul Grigore Vieru, era o zonă denivelată, acoperită cu iarbă. Potrivit specialiștilor, zona ar putea deveni atracție turistică pentru iubitorii de istorie și arheologie. Nina Negru locuiește pe strada Grigore Vieru din capitală. Femeia povestește că a studiat istoria și mereu și-a pus întrebarea unde era plasat muzeul bisericesc. Bănuiam că prin zona aceasta unde aruncă oamenii gunoaiele, lângă Teatrul Eugen Ionescu. După 90, am ținut legătura cu ultimul preot paroh din Biserica Sfinții Arhangheli, care este acum teatrul, peste care este acum teatrul. Și a venit preotul aici. Preotul Paul Mihail a venit și plângea pe aici văzând cum oamenii aruncă gunoaie și spunea, aici a fost muzeul. Potrivit istoricului Sergiu Musteață, clădirea care a fost construită încă la finele secolului XVIII și în care a trăit primii ani mitropolitul Bănulescu Bodone, avea în jur de 22 de metri în lungime. Până acum, săpăturile efectuate pe o suprafață de 20 de metri pătrați, la o adâncime de aproximativ 3 metri, au scos la lumină fundamentul unei sobe și cărămizi arse, zăvorul unei uși și câteva elemente din metal. În primul rând am descoperit urmele, o treime din această construcție, este vorba de intrare și vedeți foarte bine treptele de la intrare, care se văd și pe unele fotografii din interbelic, apoi deci fundația propriu-zisă și câteva zone deci din interior, nu știm exact câte camere a avut, nu s-a păstrat niciun plan, vom mai căuta în arhive, deci din punct de vedere a materialului arheologic, din păcate nu prea mult, ne uităm și vedem că clădirea a fost demolată, iar piatra a fost culeasă, deci adunată, cred că a fost refolosită. Din puținele imagini de arhiva analizată de specialiști, sub fiecare geam al casei erau niște găuri care făceau parte dintr-un sistem de ventilare. Fotografii probabil după războiul doi mondial cu bombardamentele și rămășițele biserica, cum vedeți, ca prin minuni s-a păstrat. Deci a supraviețuit războiului și bombardamentelor la care a fost supus Chișinău. În spate vedem coloanele acestui edificiu, pe resturile cărui suntem noi astăzi. Mădălina Movilă este studentă la Universitatea Ion Creangă, Facultatea Filologie și Istorie. Chiar din primele zile a participat la săpături și spune că este mândră să ia parte la această descoperire. Inițial, când am venit aici, am văzut doar pământ și iarbă, după care, prin muncă, am descoperit temelia casei în care a trăit Bănulescu Bodone. Este destul de frumos și impresionant. Credem și sperăm că o să ajungem în pivnița care se află chiar de sub la această temelie. Potrivit specialiștilor, lucrările de reconstrucție vor dura în jur de 2 ani. Șantierul arheologic va fi conservat pe perioada de iarnă, iar săpăturile vor fi reluate în primăvară.